5, și anume 5 exerciții pe care le putem face cu lucrurile pe care le avem în casă. Și pentru asta, bineînțeles, îl invit pe Bruce și pe colegele mele, Elena și Iuliana. Facem curat! Am venit să fac curat. Da. Salutare! Salutare, salutare! Salutare! Pune aici? Da. Hop! Hop! Și hop! Ce ne-ai pregătit? Păi m-am gândit că tot trecem printr-o perioadă mai dificilă și oamenii sunt mai așezați acasă. Am gândit să luăm niște lucruri pe care le putem găsi prin casă, la îndemâna oricui, și să arătăm niște exerciții care ne pot ajuta să ne menținem puțin mișcarea și corpul puțin mai... Hai să le vedem. În legat. Începem cu... Avem două. Avem două. O saltea e simplu de cumpărat și de găsit. Dacă nu avem saltea, putem să o înlocuim cu ceva? Cu un cerșap? Da. Pe covor. Pe covor sau orice care să ne fie ok la genunchi. Bun. Și primul exercițiu ar fi... Op. Aș vrea să vă puneți așa, în genunchi și în mâini. Hai să vă punem aici. Hai să vă puneți acolo, da. Da. Ne punem aici. Da. Puneți tu, hai că am să vină la tine. Așa. O să vreau să faci puțin anteverse aici. Pune atât, stop. Și noi o să punem mingiuța asta aici. De început este să menținem acea minge acolo. Acum dificultatea poate să crească în momentul dacă ridicăm, încearcă să îți pui, stai pe degete și ridică genunchii. Hop. Ok. Wow, ok. Și are momentul dacă vrem să decrem și mai multă dificultate, o să te rog să mergi, să începi ușor, ușor să mergi în față. Fără să cadă mila. Ai norocul la bariera. La ce ne ajută, Bruce, aceste exerciții? Asta e un exercițiu foarte bun de control și de coordonare, având în vedere că la un moment dat putem să ne aș vrea să te văd pe tine cum mergi așa, fără să scadă mingea. Hai să vedem. Scobor și pe scări. Nu cred că mi-e. Facem un pariu. Hai să facem pariu că o să-i cadă. Are emoții și o să-i cadă. Nu contează, da. Este bine acolo? Da. Asta e și mai greu, e next level. Stă, imortal. Uite că e stă. Dar te-ai curbat mai tare. S-o curba mai tare. Am mai rămas? Da, da. Moșii, ne putem și întoarce dacă deja aici e dificil. Bun, ăsta ar fi primul exercițiu. Primul exercițiu. Ok. Al doilea. Da. Să fim la subiect. Ar fi o mătră. Cu toți avem o mătră prin casă. Pac. Așa, da. Vrei să încerci tu? Ce te rog, dar doar să ți-l arăt înainte. Pui mătura după cap, te sprijini și stai relaxat. Așa fac și prin casă. După ce te sprijini, oricum altceva nu fac. Să stai puțin mai depărtată. Așa. Și nu vreau să faci, doar să faci rotație. Stânga, dreapta, în timp ce menții spatele drept, să plexezi puțin genunchii. Ok. Ce e foarte important ca să simți exercițiul ăsta foarte bine în zona abdominală și a obliciilor, este să ții bazinul drept. Adică să nu faci cu bazinul așa. Ok, pentru că în momentul acela mușchii nu se activează, deci pentru că nu se creează forță. Deci nu din bazin mișcarea. Exact. Foarte bine. Și tu încerci să menții bazinul drept. Mă ajută și pentru o talie de invidiat? Păi cred că asta ar fi începutul, da, pentru o talie de invidiat. Da, și cu evident poți să mărești ritmul și poți să faci din ce în ce mai dificil. Sunt curios ce faci cu mingea asta. Cu mingea asta? Am putea să jucăm fotbal. Facem picurele. Asta ne-a de mână. Păi poate să fie o variantă. Da. Este al treilea exercițiu. Un al treilea exercițiu, da. Cu o minge pe care o găsim prin casă. Să nu dai, te rog. Nu dai, că avem... Da, doar jos. O să stăm pe un picior și o să ridicăm mingea, rotim la dreapta și doar dăm și ea vine înapoi. După care mutăm greutatea, facem un pas normal, luăm și dăm dincolo. Hap. 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 Al patrulea exercițiu. Bem apă, ne hidratăm. Ar trebui să bem apă ca să ne hidratăm. Da. La fel, tot după un picior. Promovez mult poziția asta de un picior, pentru că așa ne mișcăm foarte mult prin viață, mai mult de pe un picior pe altul decât pe două. Stăm cu greutatea pe un picior și facem un mic pendul. Și la fel, pas. Și ridicăm sus. Asta intră bine și pentru umeri. Hap. Sus. La fel, poți să te duci jos. Și atunci devine mai solicitantă. Sunt foarte curios totuși ce faci cu cartea asta. După ce o citim... Deci al cincelea exercițiu. Al cincelea exercițiu. Așa asta, prima este să citim cartea. Okay. După care o să folosim. La fel, tot o poziție unilaterală, adică pe un picior, greutatea pe un picior. Ținem cartea în față, de cotor, așa ca să fie puternică. Rotim pe spre piciorul pe care stăm, da? Adică opus, să creez întotdeauna niște conexiuni opuse. Aici să facem două lucruri în același timp. Să strângem cartea, astfel încât să acționăm toată zona asta. Strângem cartea și începem să rotim tare. Putem să facem asta și la volan? Da! Să știi că dacă ești singur pe șosea. Făceam asta și în momentele de disperare. Mie îmi place să fac mai multe lucruri în același timp. Pot să citesc o carte în timp ce fac exercițiul ăsta? Da!
vreau să încerci și spunem dacă dacă merge și reușești. A fost odată ca niciodată un platou și Bruce care ne-a învățat cele 5 exerciții pe care le putem face cu lucrurile de acasă. Da.